Prefectul județului Prahova, Emil Drăgănescu, a anunțat rezultatele controalelor efectuate la unitățile de extragere și prelucrare a agregatelor minerale din județul Prahova în perioada 11-23 septembrie anul acesta. În urma controalelor Comisiei Mixte au fost desfășurate 19 activități de verificare la 19 societăți comerciale cu acest profil de activitate, la care se adaugă un număr de 6 controale efectuate de Inspectoratul de Stat pentru controlul în transportul rutier, fiind aplicate mai multe măsuri la operatorii economici. De asemenea, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 45.000 de lei, fiind sistată activitatea la 2 utilaje ce prezentau neconformități și o amendă contravențională pentru încălcarea prevederilor privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României în valoare de 15.000 de lei, urmată de aplicarea unei sancțiuni complementare de confiscare a mijlocului de transport folosit la săvârșirea faptei contravenționale, în situația identificării unei autoutilitare care transporta pe drumurile publice deșeuri din construcții și demolări, fără a deține formular de încărcare-descărcare a deșeurilor nepericuloase.